Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Ziua Drapelului Național sărbătorită la Călăraș, mai multe detalii aflați la știri. Un bărbat a vrut să-și pună capăt zilelor, ce s-a întâmplat cu acesta, aflați imediat în jurnal. Accident în Călăraș provocat de un șofer care a uitat să oprească la stop. Un incident șocant a mobilizat ieri 25 iunie toate forțele de ordine din municipiul Călăraș după ce un apel disperat la 112 a anunțat că un bărbat a intrat în apele lacului Jirlău cu intenția de a-și pune capăt zilelor. Conform informațiilor, bărbatul a fost văzut înaintând în apele lacului în jurul orei 18, ceea ce a declanșat o intervenție de urgență. Zona a fost împânzită imediat de polițiști, pompieri și jandarmi. Negociatorii din cadrul IPJ Călăraș au discutat cu acesta mai bine de 30 de minute pentru a-l convinge să renunțe la gestul său. În urma negocierilor intense, bărbatul a fost convins să renunțe la gestul său. Dacă nu o distrug, pot eu am mai aia. Dacă nu o distrug, uite acolo să... Uite că mă rog, Negociatorii poliției au reușit să stabilească un dialog cu acesta și, în cele din urmă, bărbatul a fost adus în siguranță la mal. El a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru evaluare și suport psihologic. Astăzi, 26 iunie, în fața prefecturii din municipiul Călăraș, a avut loc o ceremonie solemnă pentru sărbătorirea Zilei Drapelului Național. Evenimentul a fost marcat de o slujbă specială oficiată cu devoțiune de către protopopul Viorel Dinu. La manifestare au fost prezente autoritățile locale, printre care primarul Marius Dulce, prefectul Valentin Deculescu, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, Poliției de Frontieră și ai Consiliului Județean Călăraș. Gardă drepți, gardă pe tonor, înainte! Domnule prefect, activitățile organizate de Ștatea Zilei Drapelului sunt pregătite să înceapă. În fiecare an, pe 26 iunie, ne amintim încă o dată sacrificiul făcut sub culorile tricolorilor de înaintașii noștri pentru a apăra cu devotament și credință pământul strămoșesc. Tricolorul a apărut în secolul al XIX-lea și este un simbol al identității și unității naționale. Steagul este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul este simbolul devotamentului, credinței și ordinei și al disciplinei ce reprezintă oastea. Drapelul național al României reprezintă trecutul, prezentul și viitorul românilor.
să-l purtăm mereu în suflet, să fim mândri că aparținem națiunii române, să rămânem uniți și să contribuim la dezvoltarea și evoluția acestei țări. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Într-un gest de profund respect și patriotism, aceștia au sărutat drapelul național, după care steagul a fost ridicat în acordurile imnului național. Plecăm înaintea ta, genunchii inimilor noastre, și cu smerenie te rugăm, binecuvintează, Doamne, drapelul acesta, să fie semn al iubirii de patrie și de neam, al vredniciei și al unității noastre spre întărire și comuniune frățească. Binecuvintează, Doamne, drapelul acesta ca să le amintească tuturor neîncetat datoria de a spori în iubire de Dumnezeu, de biserică și de neam, spre binele și fericirea tuturor, precum și spre bucuria celor care au cerut sfințirea acestui drapel. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ceremonia a evidențiat încă o dată importanța simbolurilor naționale în promovarea identității și unității naționale. Astăzi, 26 iunie, ziua Drapelului Național, este o zi simbolică pentru noi, pentru militari. Drapelul Național este tot ceea ce este mai sfânt pentru un militar, pentru orice cetățean al țării pe care trebuie să-l prețuim zi de zi. Drapelul Național simbolizează absolut tot, tot ce înseamnă istoria poporului român până în prezent. De aceea avem obligația și să-l respectăm și să-l prețuim întotdeauna, oricând și oriund. Pentru pompierii călărășeni, bineînțeles, este unul dintre simbolurile naționale ale României, alături de imnul național. Suntem onorați să participăm la aceste activități și să acordăm respectul cuvenit acestui simbol. Drapelul înseamnă România, înseamnă națiunea română, tot ce este românesc pentru noi, și este bine să păstrăm această tradiție ca în 26 iunie această zi să fie onorată alături de armată, alături de autorități, alături de cetățeni. Și atunci, de fiecare dată când onorăm drapelul, ne onorăm pe noi, onorăm România, o simțim și el înseamnă totul pentru noi, pentru că înseamnă istorie, înseamnă o națiune unită și care trebuie respectată, și atunci dacă noi ne respectăm, ne vor respecta și alții.
Un grav accident de circulație a avut loc astăzi în municipiul Călăraș la intersecția dintre strada București și Ile Caragiale, după ce unul dintre șoferi nu a respectat indicatoarele rutiere din intersecție. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașinile implicate s-a răsturnat. O persoană a rămas încarcerată în autoturism. Potrivit martorilor, accidentul s-a produs din cauza neatenției și a nerespectării regulilor de circulație de către unul dintre șoferi, care nu a acordat prioritate, ignorând semnificația indicatorului stop. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii acestui eveniment nefericit și pentru a trage la răspundere persoanele vinovate. Municipiul Călăraș se confruntă cu un val de căldură care creează un disconfort termic accentuat. În acest context, primăria a amenajat mai multe puncte în care cetățenii care se simt rău din cauza caniculei pot primi primul ajutor. În prezent, în municipiu sunt amenajate 4 astfel de spații dotate cu toate echipamentele necesare. Primăria municipiului Călăraș a pus la dispoziția cetățenilor, începând cu data de 18 iunie, mai multe puncte de prim ajutor pentru caniculă. Acestea sunt amplasate în zone aglomerate și sunt dotate cu echipamentele necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de urgență. Serviciile de care locuitorii municipiului Călăraș beneficiază în aceste spații sunt gratuite. După cum vedeți, acesta este un punct de caniculă, ca să-i spunem așa, care este dotat cu un frigider, un dozator de apă, aer condiționat, avem o trusă de prim ajutor, pat, adică la un moment dat cineva poate să îi se măsoare tensiunea, în momentul în care sunt valori foarte mari sau în momentul în care sunt afecțiuni de sănătate destul de grave care pot pune în pericol viața cetățenilor, se apelează numărul unic de urgență 112, se intervine cu personal specializat pentru că noi asigurăm așa numitul prim ajutor. Suportul medical este asigurat de asistenții medicali școlari. În acest moment, în municipiul Călăraș funcționează 4 astfel de spații, iar autoritățile anunță că sunt pregătite să suplimenteze cu încă un punct dacă situația o impune. Avem aici în piața Orizont, pentru că este un flux foarte mare de oameni și întotdeauna pot să apară anumite probleme legate de sănătate. Avem la Piața Mare, avem și în general la primăria municipiului Călăraș și la Direcția de Asistență Socială a municipiului Călăraș, care deja avem instituite astfel de puncte de caniculă și de prim ajutor. Până acum, persoanele care s-au prezentat la punctele de prim ajutor au fost în principal cele care suferă de afecțiuni cardiace. Caz mai grav aș putea să vă spun că nu. De ce? Pentru că noi la momentul de față locuim suntem într-o zonă urbană, ca să spun așa. De foarte multe ori lumea este învățată că în momentul în care are o afecțiune sau are o anumită tulburare a stării de sănătate, să apeleze către serviciul de ambulanță, să se ducă la un medic specialist și atunci intervenția este mult mai rapidă. Asistenții medicali care asigură măsurile de prim ajutor pe timpul caniculei sunt prezenți la punctele special amenajate de luni până vineri, în intervalul orar 10-16. De asemenea, atunci când se află în vigoare un cod meteorologic de caniculă, punctele de prim ajutor sunt deschise și în weekend. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță proaspeții absolvenți de învățământ promoția 2024 că există numeroase prime oferite de statul român pentru cei care se înregistrează, își caută sau își găsesc ulterior un loc de muncă. Unele prime sunt de 1.000 de lei dacă se angajează după o lună, altele ajung până la 12.500 de lei dacă își găsesc job la distanță de domiciliu. Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidențele AJOFM Călăraș beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării prime. Indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența AJOFM Călăraș în termen de 60 de zile de la absolvire. Și elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.
Fiecare an în această perioadă îi rugăm pe absolvenții promoției 2023-2024 să vină la noi să se înregistreze. Ei au termen 60 de zile de la data absolvirii. Da? Pentru că în această perioadă se consideră că sunt persoane în căutarea unui loc de muncă. Condiția este ca ei să se înregistreze la noi, iar după cele 60 de zile vor deveni șomeri indemnizați. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt actul de identitate, actul de studii sau adeverință din care să rezulte data absolvirii, CV-ul care se completează la sediul agenției, declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate, se completează la sediul agenției, acord de utilizare a datelor cu caracter personal, care de asemenea se completează tot la sediul agenției. Trebuie să avem buletinul. Diploma de studii, și cu siguranță ea nu există, va trebui să avem o adeverință în care să fie specificat foarte clar data absolvirii. Da? Deci, condiția nu este ca acești absolvenți să finalizeze bacalaureatul. Da? Ei trebuie doar să dovedească faptul că au absolvit cele 12 clase. Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, primesc o primă de inserție în cuantum de 1980 de lei, de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării, valoarea ISR fiind de 660 de lei. În primul rând, în cele 60 de zile pot urma un curs de formare profesională. Pot beneficia, în primul rând, de primul serviciu, acela de mediere. Verificăm exact ce calificări au, da? Ce certificate de calificare, își pot identifica un loc de muncă, iar ulterior, după cele 60 de zile, vor intra în plata indemnizației de șomaj. Cei care se înregistrează la noi și se încadrează în muncă în cele 60 de zile de la absolvire, dar, repet, ei vor trebui să fie înregistrați la noi. Asta este un prim pas, este primordial. Dacă se încadrează în muncă și nu sunt înregistrați la JOFM, evident că nu vor primi această primă. Ei vor trebui prima dată să înregistreze la noi, să facă dovada înregistrării la noi, iar dacă în termenul acesta de 60 de zile de la absolvire se încadrează în muncă pe perioadă determinată, într-adevăr, ei beneficiază de o primă de inserție. Ea este în valoare de 1980 de lei, este de 3 ori valoarea indicatorului social de referință. Într-adevăr, mai pot beneficia și de alte prime, însă acestea sunt în niște condiții un pic mai diferite, în sensul că se pot încadra în muncă la 50 de kilometri de călăraș, doar că este o condiție primordială ca aceste localități unde ei se vor muta chiar, unde se vor angaja, vor trebui să facă parte din planul de mobilitate. Deci toate aceste prime de relocare, da, sunt strict legate de planul de mobilitate. Planul de mobilitate cuprinde doar anumite localități din anumite județe. Clar, Bucureștiul, dacă cineva din Călăraș va merge la București și se va angaja acolo, clar nu va beneficia de... Pentru că se consideră că acolo sunt locuri de muncă vacante foarte multe, sunt oportunități extraordinare și atunci, prin această primă, se dorește încurajarea încadrării în muncă în localități care oarecum se consideră că nu sunt atât de populate, da? Și încurajăm acolo încadrarea în muncă. Magdalena Cotelnic, șef serviciu în cadrul AJOFM Călăraș, a declarat: ne dorim ca toți absolvenții promoției 2024 să profite de aceste oportunități oferite de stat și să beneficieze de serviciile noastre pentru a-și găsi un loc de muncă stabil și bine remunerat. Pentru absolvenți, această primă de inserție, din punctul nostru de vedere, este un ajutor din partea statului pentru stimularea angajării. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul.
Berbec, dorința de a sta acasă alături de cei dragi este mare, dar este posibil să ai multe treburi de rezolvat fie la serviciu, fie în diverse alte locații. Organizează-ți timpul și prioritățile astfel încât să le împaci pe toate. Taur, activitățile intelectuale au succes numai dacă sunt programate sau începute acum câteva zile. Poți finaliza cu succes diverse demersuri profesionale care necesită întocmirea unor documente, comunicarea cu persoanele străine, dar de care ai nevoie pentru locul de muncă. Gemeni, sunt posibile cheltuieli sau discuții importante legate de veniturile tale salariale. Cumva te descurci cu banii, plata muncii depuse la serviciu este la zi și suficientă, însă pot apărea temeri legate de viitoarele tale câștiguri. Rac, ești emotiv și cu greu îți poate intra cineva în voie. Liniștește-te, evită provocările și ocupă-te numai de activități ușoare. De mare folos îți sunt și tratamentele de îngrijire corporală sau achiziționarea unui obiect vestimentar dorit de mult. Leu, sănătatea este vulnerabilă și de aici va apărea dorința de interiorizare și odihnă. Ocupă-te numai de treburi prioritare și la nevoie cere sprijinul celor dragi. Plimbă-te în aer liber, înconjoară-te de lucruri frumoase și de oameni de încredere. Fecioară, ziua aduce multe neplăceri în relațiile cu prietenii și cu persoanele din segmentul profesional. Ferește-te de aceste persoane și mai ales evită să-ți povestești slăbiciunile și intențiile de viitor. Îți sunt favorizate acțiunile discrete departe de ochii celorlalți. Balanță, interesantă zi pentru relațiile cu șefii sau cu alte persoane cu funcții din diverse instituții oficiale. Sunt posibile discuții aprinse și retrospective ale activității tale profesionale de la locul actual de muncă. Scorpion, componenta mentală este foarte activă și există riscul să vorbești mult și fără rost. Ar fi bine să asculți la discuțiile altora și eventual să-ți notezi anumite informații. Printre banalitățile cotidiene se vor strecura frânturi de adevăruri de care ai nevoie atât la locul de muncă cât și în relațiile cu cei dragi. Săgetător, capitolul financiar îți poate da bătăi de cap, mai ales aspectele privitoare la cheltuieli comune pe facturi, taxe, servicii sau moșteniri. Selectează prioritățile și evită hazardarea în investiții care depășesc puterea ta de câștig. Capricorn, unele colaborări sau înțelegeri cu partenerul de viață se pot răsturna spectaculos. Este bine să iei aminte la spusele celorlalți, însă vorbește strictul necesar. Chiar dacă unele aspecte parteneriale îți displac, ai încredere în providență că te ajută discret din umbră. Vărsător, este mult de lucru la serviciu, dar cheful lasă de dorit. Ar fi bine să apelezi la ajutorul colegilor pentru că organismul tău este slăbit. Se pot accentua afecțiuni ale segmentelor capului și ale sistemului renal. Evită pe cât posibil consultațiile și analizele medicale, deoarece pot interveni erori de diagnostic și tratament. Pești, activitățile comune cu persoana iubită sau copiii au succes, chiar dacă pe alocuri mai pot interveni discuții aprinse, neînțelegeri sau divergențe de opinii pe chestiuni financiare. Este bine să eviți polemicile, deoarece subiectivismul este accentuat. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată! Atât pentru astăzi, ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voces Campi. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o seară minunată și răcoroasă în continuare, ne revedem și mâine!